Oh my god! Uite-l pe omul capră! Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Do You Copy? Și bine v-am regăsit, desigur, la Weekendul Horror alături de Rafael și astăzi o să ne jucăm Do You Copy? Pentru că v-a plăcut săptămâna trecută când l-am jucat și mi-ați tot zis să mai fac și alte endinguri. Asta vom încerca să facem astăzi. Hai să vedem dacă ne contactează tipul acela, încă nu ne-a contactat. Mi se pare că trebuia să ne vorbească turnul ăla de acolo, parcă nu, de început de... Aha, de început de joc. Dacă nu știi ce este Do You Copy, este un fel de Overwatch Horror, adică ești un tip într-un turn de ăsta și tu ai grijă de pădure. Băieții ăia o să mă contacteze și o să-mi spună că ei își termină tura și că o să rămân doar eu în noptea aceasta. Tower 2, this is Tower 4, I copy over. Bun. Și ne spun dânsii că ei și-au terminat treaba și ne lasă doar pe noi să avem grijă de pădure. Și acum, desigur, pentru că este un joc horror, și în acest joc horror, tipul care ar trebui să ne sperie este The Goatman, omul capră. Îl vedem noi prin pozele acestea, The Goatman, cu semnul întrebării. Și va veni un tip aici în pădure care s-a pierdut și ne cere ajutorul să îl redirecționăm și să vină la turnulețul nostru. Însă, cu o voce de om ne vorbește și omul capră. Cam asta e șmecheria aici. Hello? 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 Copy, this is Fire Tower 4. I saw this channel listed on one of the trails out here. I need you to help me. Da, da, da. Și acum prindem lumina ca să vadă el unde suntem. Da, da, da. Suntem aici. I'm gonna come to you. Thank you. Și acum, țineți minte, cine vorbește cu o voce de om panicat, e tipul pe care îl salvăm. Cine vorbește cu o voce calmă, okay. Era la camping, la 12 noaptea. Such a mistake. Ok. Nu e nicio problemă. Ia nu? Bun. Deci, cine ne vorbește cu o voce calmă este chiar The Goatman. Este tipul capră. Sunt doi oameni cu care o să vorbim. Și eu nu știam asta în episodul anterior. De fapt, oarecum știam, dar nu îmi dădeam seama că ne puteam ghida după vocea omului capră. Ok. Și el prima dată ajunge aici. Deci el se află în această zonă, a ajuns aici. Și o să-i spunem noi să se ducă așa. Pac, o să-i spunem să facă dreapta. Corect. Fără dreapta. Alright, alright. Bun. Ce se va întâmpla acum este că el în punctul acesta îl va întâlni pe omul capră. Iar omul capră îl va speria. Și îl va face pe omulețul nostru să se ducă aici, în loc să vină aici. Înțelegeți? Cel puțin așa cred. Sau așa ar trebui să se întâmple. Și după aia o să încercăm noi să-l mai ghidăm. Mistake. O greșeală. Cred că ne zice că a fost o greșeală să-l pun să facă dreapta. Ia se aude. Lasă-ne în pace, omule capră. Na, nu mă interesează să vorbesc cu el. De ce mi-a rămas textul acolo? Ok. Și vedem ochii omului capră. Hello! Faceți-i mâna cu... faceți-i cu mâna omului capră. Bun, omule capră. Nu dispare, ești nebun? E destul de creepy jocul. Păcat că nu are jumpscare-uri. Adică ar fi putut să fie și mai horror de atât. Dar acum așteptăm pur și simplu să ne contacteze tipul ăsta. Oh, da. Acum cade un copac și îl vedem pe ăla cu lanterna. Just keep on the path, ok? You're almost there. Da, 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 eu am o capră. Da, am văzut. Și acum tipul ăsta se pierde, dacă mai ține-o bine minte. Ia zi-ne pe unde ai ajuns. Da.
Ok, o să-l trimitem spre mină, dacă mai ține-o bine minte. Deci, what did you see in landmarks? Vede lacul acela. Perfect, du-te spre mină. Go towards the mine. Deci, ce o să încerc să facem este că el a ajuns aici, o să-l trimitem spre mină, după care o să-l trimitem așa. Și aici, noi data trecută, l-am pus să meargă în față. Adică, să facă stânga, nu dreapta să facă. Corect? Astăzi o să-l punem să facă stânga, să se ducă spre turnul 2. Turnul ăla care au plecat de acolo. Sau unde naiba era, da, acolo e. Dar, pur și simplu n-ai ce să faci, trebuie să aștepți. Jocul ăsta e bun pentru prima dată când îl joci. A doua oară, trebuie să aștepți câte puțin până faci asta ceva, pentru că tu știi deja ce se întâmplă. Cam asta e chestia. Dar pentru un joc complet gratuit, eu zic că e destul de bun. Adică personal îmi place. Are you watching the lake? Bună, domnule capră! Salut! Hello! Vedeți, cred că a fost bine că nu l-am trimis spre lac. Pentru că s-ar fi întâlnit cu omul capră. Ok. Acum așteptăm să ne contacteze tovarășul nostru. Avem aici un ceainic. Cărți. Frumos. Putem să aprindem lumina. Haide. Ok. You wanna level with me? I'm not messing with you. Ok. Good. Da, da, da. Vedeți că e o altă voce? Adică vorbește mult mai calm. Și nu știu cum ne contactează omul capră. Cred că omul capră nu e un monstru. Sau poate un monstru? Dar vorbește ca un om. Adică nu știu. Adică are vocea unui om calm. Și inteligent, așa. Dar cred că e un monstru, cel puțin din desenele acestea. Făcute de... Vedeți? Aici sunt niște hârtii pe care scrie că au murit foarte mulți oameni. Din mâna omului capră. Bun. Deci, hai să vedem. A ajuns aici. O să-l punem să facă stânga. Head off the path to the left. Aici e ceva nou, nu mai știm. Somebody's watching you? Era o melodie. Somebody's watching me. Place melodia. Da, deci de aici nu mai știu ce se întâmplă, pentru că e ceva nou. Hello? You there? Where did you send me? Ok, l-am trimis la turnul ăla. De acolo. De... Show me where you are. Ok, 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 putem să aprindem luminița. Petrecere! M-ai văzut? Hello? Hai să mai arătăm o dată. Thank you. Oh. Thank you. Se face întuneric? Wait. Cine a fost asta? The Gracewind Herald, hiker chased by wild animal. Park services were shocked this morning to discover a man trespassing in Gracewind State Park. After coaxing the man down from the fire tower, local authorities were able to determine that he had been led there by a park ranger to escape from a wild animal. The park ranger responsible for helping the man has declined to comment. Oh, deci este ending-ul bun, cred. Adică l-am salvat. Huh. Deci, până acum murea. Dar acum mi-a zis thank you? Dar nu-mi dore... Cum adică a scăpat? Am par n-am. Pentru că el ne-a zis să-i arătăm lumina
ca să vină spre noi. Dar după aia a plecat? Sau a venit spre noi și s-a încheiat? Hai să mai încercăm o dată. Să le spunem astora că rămânem noi, ei pleacă. Aș vrea de această dată să îl ducem aici. Aici. Și cred că o să-l trimit până aici. Pac. Pac, pac. Ați înțeles? Pac, pac. Înțelegeți mecheria? În episodul anterior, noi am încercat să ducem spre, direct spre turnul nostru și nu a mers. A fost prins de către omul capră. Vreau să-l ducem așa. Să vedem dacă e vreo diferență. Da, sunt eu aici. Trebuie să mergem să prindem lumina. Habar n-am dacă are vreo legătură, dacă face aici stânga sau merge drept în față. Deci o să-i zicem, de fapt dacă face dreapta să merge drept în față, să facă stânga, să meargă drept în față. Dar recută când i-a zis să facă dreapta, ne-a contactat omul capră, căci că one mistake, o greșeală. Poate de data asta nu mai e greșeală. Poate omul capră e pe undeva pe aici prin pădure și se întâlnește cu el când face aici rondul. Înțelegi de ce mă refer? De ce îl punem direct să meargă în față? Ar trebui să ajungă destul de repede. Dar mi se pare că tot se întâmplă evenimentul la când îl găsește omul capră și cad copaci și pornește lanterna. Run? Now! Nu mi-a zis mie. Ah, ok. Deci, îi zice să fugă. Interesant. Mai zice one mistake. Am înțeles. Cade copacul. Omul capră încă se uită la noi. Stai foarte ciudat. De cine pe noi a dispărut ochii? Ok. Just keep on the path. You're almost there. Ok, deci am mai zis asta. Și cred că a ajuns deja la mina aia. Any landmarks? O să zicem să meargă spre lac. Adică nu cred că are legătură să mai întoarcem la mină, nu? Îl ducem direct spre lac. Și de ce încă se uită omul capră la mine? Are you watching the lake? Bă, de ce sunt doi? Cred că s-a glitchuit. Ok. Deci nu s-a întâlnit cu omul capra. I guess it's not so bad though. Cineva se aude? Should I make it run? O să zicem, turn off and take the secondary trail a bit further ahead. Așa. Bears or something? Ah, stai, că putem să răspund. Something like that, just stick to the other path and you will be fine. Deci, el ce cred că a făcut? Stai, cum scot asta de aici? Ah, e. Bun, el cred că... Deci nu l-am pus să vină aici. I-am zis să nu se ducă spre mine, să se ducă spre lac. Cred că a ajuns... Cred că s-a dus așa. Înțelegeți? Pentru că a ajuns aici și i-am zis, bă, nu te du în față, pentru că am mai făcut un episod anterior și a murit direct. I-am zis, du-te așa. Fă-te așa, mă, băiatule. Deci nu s-a mai dus în genul acesta. Interesant. Hai să punem aici, ca să ne dăm seama. Oh, ia. Yeah. Cineva la ușă? Cineva se aude? Stai să vedem. You should? Run. Oh my god! Uite-l pe omul capră! S-a fost tare, mi s-a făcut pielea de găină, ești nebun? Chica, you should run. Oh, the Gracewind Gazette. The Gracewind monster strikes again. Two fresh disappearances at Gracewind Park have stirred up discussion around the park's oldest urban legend, following the unexpected vanishing of a park ranger and a local hiker. Many have begun to place the blame on the mythical Gracewind Goatman. Deci ne-a omorât pe amândoi, doar pe mine! Nu doar pe el, le-a omorât și pe el și pe mine, wow!
și a apărut chiar omul capră la noi. Cred că astea sunt toate cele patru endinguri, nu cred că e nimic special. Adică, cred că ăsta e singurul ending special în care omul capră chiar vine la tine și te omoară. Dar n-am înțeles, pentru că ăla ne-a zis la radio că l-a urmărit omul capră, corect? Și că știe unde se duce. Deci înseamnă că l-a lăsat în pace și a venit direct spre turnul nostru, căpriță ăsta. Cred că asta s-a întâmplat, ceea ce e destul de interesant. Jocul ăsta are mult potențial. Cred că dacă ar fi fost făcut de un studio mai mare sau de mai mulți developeri, ar fi putut să fie ceva mai interesant. Să fie mai multe jumpscare-uri, poate să fie unele faze în care efectiv omul capră urcă pe scări și vine peste tine și te omoară sau ceva, știi? Adică sunt foarte multe posibilități, dar având în vedere că e gratis, jocul este destul de bun, deci un thumbs up din partea mea pentru developer. Eu sper că v-a plăcut episodul, acestea au fost toate endingurile, dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare, pa, pa!